Inspectoratul pentru situații de urgență din Mehedinț este implicat în coordonarea la nivel județean a acțiunilor umanitare de ajutorare a refugiaților ucraineni. Astfel a fost lansat un apel umanitar pentru sprijinul vecinilor care și-au părăsit țara, dar și pentru cei care au rămas prinși în mijlocul conflictului militar. Încă de la începutul săptămânii trecute, la nivel județean, au fost operaționalizate în municipiul Drobeta-Turnu-Severin 3 puncte de colectare a donațiilor pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate ca urmare a situației generate de conflictele militare din Ucraina. Persoanele fizice, instituțiile și operatorii economici pot aduce ajutoare la sediul de pe strada Constructorului numărul 1, lângă centrul comercial Cora. Alte două centre se află pe bulevardul Mihai Viteazu numărul 78, la sediul Severin Shopping Center și pe strada Ice Brătianu la sediul numărul 2 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Mehedinți. Astfel, a fost lansat un apel umanitar pentru sprijinul vecinilor care și-au părăsit țara, dar și pentru cei care au rămas prinși în mijlocul conflictului militar. La nivelul județului Mehedinți, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, de săptămâna trecută s-au organizat puncte de colectare a donațiilor pentru Ucraina. Ne găsiți în fiecare zi în intervalul 8-22 la Severin Shopping Center, la Cora și la sediul numărul 2 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Sunt așteptați toți oamenii care doresc să doneze alimente, produse neperisabile cu termen mai lung de valabilitate, produse de igienă, alimente. Și în aceste centre ne găsiți pentru a veni în sprijinul refugiaților și a celor care au nevoie. Mulțumim tuturor celor care au donat până acum, persoane fizice și juridice, instituții, și îi așteptăm și pe ceilalți oameni din județul nostru care doresc să doneze. Cei care doresc să doneze pot aduce produse alimentare neperisabile și cu termen de valabilitate de minim 3 luni, articole de îmbrăcăminte pentru adulți și copii, noi sau igienizate și ambalate pe categorii și mărimi. De asemenea, pot aduce produse sanitare și de îngrijire personală, dar și paturi, pliante, saltele, lenjerii, pături, perne, saci de dormit și prosoape. La acțiunea coordonată de ISU Mehedinți, alături de pompieri, participă jandarmi, polițiștii locali, voluntari ai Crucii Roșii, dar și voluntarii instituției. Orice ajutor este binevenit, de aceea îi așteptăm pe cei care doresc să se alăture acestui demers, să se înscrie ca voluntari în cadrul proiectului pentru a participa la operațiuni care se referă la colectarea, sortarea, ambalarea, încărcarea și transportul persoanelor. Totodată, ISU Mehedinți face un apel către instituțiile publice, operatorii economici și persoanele fizice care pot pune la dispoziție, cu titlu gratuit pe o perioadă nedeterminată, spații de cazare și masă, să-și exprime intențiile de sprijin apelând numărul de telefon 0749012573 din cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Mehedinți.